Un copil umbrăduț se numește acțiunea prin care cei mici adoptă un pom, dar și învață drumul bradului de la sămânță la arborele falnic care străjuiește munții. Inițiativa, pornită de directorul general al Rom Silva, Gheorghe Mihăilescu, a ajuns și la școala gimnazială numărul 13, unde elevii din învățământul primar, dar și cei de la grădiniță, au plantat primul brăduț pe care îl vor îngriji acasă. Astăzi, în cadrul acestui proiect al RNP Rom Silva, un copil umbrăduț, am venit la școala numărul 13 cu 350 de puieți care au fost donați și copiii vor adopta pentru a contribui la protecția mediului. De altfel, de-a lungul acestui proiect au fost multe școli, încă proiectul continuă, nu avem un centralizator exact, dar fiecare școală care a răspuns pro solicitării noastre și acestui proiect a fost implicată în acest proiect, urmând ca să terminăm până la sărbători fiecare școală care a aderat la acest proiect. Am venit la grădinița și la școala numărul 13 din Râmnicu Vâlcea, însoțiți de o mulțime de cadre didactice, de părinți ai elevilor, ai copilor, ca să ne deprindem îndelenicirea de a planta un brăduț. Brăduții și ghivecele, pământul respectiv, au fost aduse de la direcția silvică și demonstrativ am făcut în fața întregului public, deci cu micul mare, o demonstrație cum se procedează, și anume în ghiveciul în care se va planta brăduțul respectiv, se pune o mână, două de pământ, se numește humus, deci pământul de care are nevoie brăduțul în natură, în pădure. Am completat pe urmă, pe lângă brăduțul care se fixează în acest pământ, cu alt pământ tasat ușor până când se umple ghiveciul respectiv. Se pun câteva picături de apă pentru a menține un mediu propice vieții în acest ghiveci. Fiecare copil își ia acasă brăduțul respectiv, este propriul lui copil, deci un copil are deja un brăduț și la primăvară ne vom reîntâlni cu toții ca să îi plantăm pe toți acești brăduți undeva în pădure, unde vom crea un mediu adecvat viețuirii acestor brăduți. Este vorba de un proiect inițiat de sau la propunerea domnului director general Mihăilescu George, director Rom Silva România, la care noi, împreună cu Inspectoratul Școlar și Rom Silva, școala 13, am pus umărul și credem că este o inițiativă nu bună, ci o inițiativă foarte bună de promovarea dragostei pentru natură. Copiii noștri sunt interesați. Astăzi la acțiune au participat 350 de elevi, 100 de la grădinița numărul 14, care este structura școlii gimnaziale numărul 13, și 250 de elevi din clasele 2, 3, 4, 5 de la școala noastră. Deci proiectul este un parteneriat la care inițiator este Rom Silva, Inspectoratul Școlar Județean și școala gimnazială numărul 13, iar parteneri sunt multe școli din municipiu și din împrejurimi. Elevii școlilor din vecinătate îngrijesc de câteva săptămâni bune proprii brăduți, cu speranța că atunci când ghiveciul va fi prea mic, îl vor planta în curtea casei sau, de ce nu, într-o pădure.